Cei patru agenți de la Serviciul Rutier, Biroul de Drumuri Naționale și Europene erau în vizorul oamenilor legii încă de anul trecut. În august 2013 ar fi picat testul de integritate conform celor de la Direcția Generală Anticorupție. Pe baza rezultatelor au început cercetările, iar agenții de poliție au fost ținuți sub observație. În cauză a fost sesizat parchetul de pe lângă Tribunalul Bacău, fiind înregistrat dosar penal, iar pe baza ordonanței s-a dispus introducerea în cauza unui investigator sub acoperire. Cercetările au fost continuate, iar la data de 25 aprilie 2014 s-a procedat la organizarea a două activități de prindere în flagrant. Așa se face că un ofițer sub acoperire a depășit viteza admisă de lege de două ori. Prima dată în comuna Ștefan cel Mare, echipajul de acolo ar fi închis ochii pentru 300 de lei și a continuat drumul și a păsat prea tare accelerația în comuna Oituz. De această dată, suma plătită pentru a nu fi amendat ar fi fost de 400 de lei. Banii au fost găsiți asupra polițiștilor care au fost săltați cu mascații și duși la audieri la parchetul de pe lângă Tribunalul Bacău. Cei patru polițiști au fost aduși în jurul orelor 19 vineri seară și au fost chestionați până sâmbătă dimineață, când trei dintre ei au fost reținuți pe bază de ordonanță. Reprezentanții parchetului de pe lângă Tribunalul Bacău vor cere în instanță arestarea preventivă a celor trei.